Oamenii lui Dumnezeu, în seara aceasta vom deschide la Cartea Rut. Este între Judecători și 1 Samuel. Am avut deja 3 predici despre mame și urmează a patra. O să prezint o predică biografică, în centrul căreia este o femeie. O femeie cu tragedia ei și cu succesul ei. Citim din Cartea Rut, capitolul 1. Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară. Un om din Betleemul lui Iudeea a plecat cu nevasta sa și cu cei 2 fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Numele omului aceluia era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi și cei 2 fii ai lui se numeau Mahlon și Chilion. Erau efratiți din Betleemul lui Iuda. Ajungând în țara Moabului, și-au așezat locuința acolo. Elimelec, bărbatul Naomei, a murit și ea a rămas cu cei 2 fii ai ei. Ei și-au luat neveste moabite, una se numea Orpa și cealaltă Rut, și-au locuit acolo aproape 10 ani. Mahlon și Chilion au murit și ei, amândoi, și Naomi a rămas fără cei 2 fii ai ei și fără bărbat. Apoi s-a sculat, ea și nurorile ei, ca să se întoarcă în țara ei, din țara Moabului, căci aflase în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul său și îi dătuse pâine. Ea a ieșit din locul în care locuia însoțită de cele 2 nurori ale ei și a pornit ca să se întoarcă în țara lui Iuda. Naomi a zis atunci celor 2 nurori ale ei, duceți-vă și întoarceți-vă fiecare la casa mamei ei, Domnul să se îndure de voi cum v-ați îndurat și voi de cei ce au murit și de mine. Să vă dea Domnul să găsiți o dihnă fiecare în casa unui bărbat. Și le-a sărutat. Ele au ridicat glasul și au plâns și au zis, nu, noi vom merge cu tine la poporul tău. Naomi a zis, întoarceți-vă, fiicele mele, pentru ce să veniți voi cu mine? Mai am eu oare fii în pântecele meu ca să poată fi bărbații voștri? Întoarceți-vă, fiicele mele, și duceți-vă, eu sunt prea bătrână ca să mă mărit din nou. Și chiar dacă aș zice că trag nădejde, chiar dacă în noaptea aceasta aș fi cu un bărbat și aș naște fii, ați mai aștepta voi până să se facă mari și ați vrea voi să nu vă măritați din pricina lor? Nu, fiicele mele, eu sunt mult mai amărâtă decât voi, pentru că mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Și le-au ridicat glasul și iarăși au plâns. Orpa a sărutat pe soacra sa și a plecat. Dar Rut s-a ținut de ea. Naomi a zis către Rut, iată cum nata ta s-a întors la poporul ei și la Dumnezeii ei. Întoarce-te și tu după cum nata ta. Rut a răspuns, nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu. Și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropat acolo. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Naomi, văzând-o hotărâtă să meargă cu ea, n-a mai stăruit. Au călătorit împreună până ce au ajuns la Betleem. Și când au intrat în Betleem, toată cetatea s-a pus în mișcare din pricina lor. Și femeile ziceau, Naomi, plăcută este aceasta? Ea le-a zis, nu mai îmi ziceți Naomi, plăcută, ziceți Mara, amărăciune, că cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. La plecare eram în belșug și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. De ce să mai îmi ziceți Naomi când Domnul s-a rostit împotriva mea și cel atotputernic m-a întristat? Astfel s-au întors din țara Moabului Naomi și Nora Sarut, Moabita. Au ajuns la Betleem la începutul seceratului orzului. Amin. Mulțumesc frumos! Așezați-vă, oamenii lui Dumnezeu! Happy Mother's Day, simate surori! Dumnezeu să vă binecuvinteze, nu numai astăzi când rostim binecuvântarea, Dumnezeu să vă binecuvinteze în fiecare zi. Dumnezeu să vă dea putere să vă purtați poverile cu demnitate și să vă încredeți în El, că El este un Dumnezeu viu și atotputernic. Predica mea din această seară
se numește Două femei care și-au depășit condiția. Două femei care și-au depășit condiția. Cartea Rut este una dintre cele 39 de cărți ale Vechiului Testament și este una dintre cele două cărți care poartă numele unei femei. Ea este o carte istorică și relatează povestea unei familii din care pe rând mor soțul, tatăl și apoi fii și rămâne în viață mama, soția, împreună cu cele două nurori. Așa se face că, până la urmă, Naomi, bătrâna soacră, rămâne cu Rut, tânăra noră. Amândouă se întorc în Betleemul din Iudeea, plecând din Moab. Moabul fusese o destinație temporară pentru că în Iuda era foamete mare și pentru o vreme au emigrat, sperând că se vor întoarce când lucrurile se vor reașeza în țară. Numai că a murit tata și a murit fiii. A rămas o bătrână văduvă și o tânără văduvă. Sigur, două tinere văduve, dar pe cea care a plecat nu mai punem la socoteală, pentru că ea a plecat și e plecată și de la noi. Așa că, în felul acesta, Rut face un angajament cu Naomi, cu Dumnezeul ei și cu poporul ei. De-a lungul anilor am încercat să înțeleg femeia asta și n-am reușit și nici astăzi nu înțeleg. Nu știu cum a avut puterea să facă un astfel de angajament. Ea nu știa cum e în Israel. Ea nu cunoștea pe nimeni în Israel. Ea era o femeie tânără. Ea trebuia să se recăsătorească. De ce s-a angajat ea față de o femeie bătrână să o îngrijească? Era soacra ei. Mai vă aduceți aminte de toate bancurile cu soacre? Vedeți că pentru femeia asta evlavioasă, bancurile cu soacre erau obraznice și nepermise. Ea se uita la soacra ei altfel decât cei care fac bancuri cu soacre. Știți ce este o soacră? O soacră este o mamă care a crescut un băiat sau o fată, care a avut o sarcină 9 luni, care a educat un copil sau mai mulți. Și acum copilul i s-a căsătorit și are doi și pentru unul dintre ei mama soacră. Asta este o soacră. Dar dacă Dumnezeu îi dă zile, are dreptul să fie fericită. Soacră nu este un cuvânt nici de glumă și nici de inferioritate, decât pe buzele miștocarilor. Soția mea este o soacră, soția dumitale este o soacră, mama mea este o soacră sau mama dumitale este o soacră. Mă gândesc că limbajul oamenilor credincioși ar trebui să promoveze familia și să se adreseze într-un mod elegant, într-un mod nobil și politicos față de toate statuturile din cadrul unei căsătorii. În loc să creștinizăm lumea, ne lumizează oamenii din lume pe noi, ne delegă bancurile lor, ne delegă mentalitatea lor, ne delegă glumele lor. Nu ne ajută cu nimic, pentru că sperăm să nu fie adevărate la noi. Nu-i soacră perfectă, nu-i nici noră sau ginere perfect. Oamenii sunt imperfecți, nu numai în statutul de soacră. E bine, plecând de la subiectul ăsta delicat, vreau să spun două, trei vorbe despre desfășurarea cărții, a celor patru capitole. Capitolul 1 descrie viața acestei familii care se mută în Moab. Și după ce acolo Moab are tata și fiii, soțul și soții, de fapt trei soți, aceste două femei se întorc în țară. Capitolul 2 explică cum Rut se duce să găsească de mâncare pentru ea și pentru mama ei. De fapt, mama soacră, dar nu mai spun soacră, spun doar mamă. Și capitolul 3 povestește cum Naomi o sfătuiește pe nora ei, de fapt pe Rut, pe fiica ei, să meargă și să culeagă spice, îi dă sfaturile unei femei trecute prin viață. O femeie în vârstă a văzut multe, mai multe decât o femeie tânără. Și cine este tânăr și înțelept
va folosi zestrea de înțelepciune a celor mai în vârstă. Cine nu, le va repeta greșelile. Și capitolul 4 vorbește despre căsătoria lui Boaz cu Rut. Și când se căsătorește Boaz cu Rut, Rut își depășește condiția, pentru că Moabita nu avea voie să facă parte din poporul Domnului și nu avea voie să se închine la templu. N-avea voie să intre în casa Domnului. Moabiții erau un fel de spurcați sau blestemați, iar ea era moabită. Și la sfârșitul cărții, ea ajunge să fie așezată în genealogia Mântuitorului Iisus Hristos. Și Obed, copilul pe care l-a născut ea, va deveni bunicul lui David. Va deveni tatăl lui Isai și bunicul lui David. O moabită care n-avea voie să intre în poporul ăsta, n-avea voie să vină înaintea Domnului, nu cumva să calce acolo, era o spurcăciune pentru țară, femeia aceasta și-a depășit condiția. Datorită credincioșiei ei, mila biruiește judecata. Când îți va fi milă de cineva, o să-l ierți. Eu vă recomand bărbaților, soților, permiteți-mi să mă adresez dumneavoastră, că ziua noastră am anulat-o și am pus în ea botezul în apă, că bărbații suferă o astfel de eliminare. De fapt, o să le facem pe amândouă într-una, știți dumneavoastră, doi într-una. Lăsați-mă să vă spun următorul lucru. Atunci când vă veți simți nedreptățiți și nerespectați și atunci când vă va fi greu să înțelegeți comportamentul soției, găsiți experiențe din viața ei, de când era mică sau mai mare, când a trecut prin greu foarte mare, și imaginați-vă cât de greu i-a fost atunci și ce condiție de inferioritate și de suferință a avut. Și asta o să vă inspire milă. Și mila va birui judecata. Și în loc să o judecați, o să simțiți că o puteți elibera. Dar lucrul acesta nu e valabil doar pentru bărbați. E valabil pentru oameni căsătoriți. Dacă vreți să vă fie mai ușor să vă suferiți partenerul, să vă iertați partenerul și să vă iubiți partenerul, să treceți peste ofensă, țineți minte, mila biruiește judecata nu doar în mântuire, mila biruiește judecata în relații. Găsește motive să-ți fie milă de cineva și o să vezi că nu mai ai nimic împotriva lui. Pentru că e o lege universală a lui Dumnezeu. Găsește motive să-ți fie milă de cineva și o să vezi că dacă ajungi la condiția de a-ți fie milă de el, pur și simplu nu mai ai nimic cu el. Este un sistem al lui Dumnezeu pe care îl practică și el și pe care trebuie să-l practicăm și noi. Când o să-l practicați, o să fie mai ușor de înțeles, că acum e doar filozofie. Care este raportul dintre soacră și noră? Vreau să subliniez un pic treaba asta, deși nu cu intenția să rezolv problema, că problema asta este nerezolvabilă. Dar pentru Biserica Betania, pentru frăția noastră, vreau să spun câteva vorbe despre raportul dintre soacră și noră. Capitolul 2, versetul 2. Fiți cu ochii pe cartea Rut. Capitolul 2, versetul 2. Rut moabita, vedeți, săraca nu scapă de moabita, adică necurata. N-are ce să caute aici. Rut, da, dar moabita nu. Dar Rut moabita e aceeași persoană. A zis către Naomi, lasă-mă, te rog, să mă duc să strâng spice de pe câmpul acelui înaintea căruia voi avea trecere. Și ea i-a răspuns, du-te, nora mea. Și în limba engleză, și în limba română, du-te, nora mea. Cum scrie, noră sau fică? Fică. Degeaba așteptăm să avem reputația lui Naomi dacă nu începem cu lucrurile lui Naomi dintre cele mici. Veți spune, asta e floare la ureche. Nu, ce spui nu-i floare la ureche. Ce spui e o parte din dumneata. Ce spui e o parte din gândurile dumitale. Felul în care vorbești arată cine ești.
când iei apă dintr-un vas, toată apa care rămâne acolo e la fel ca cea pe care ai luat-o. Dacă iei cu un pahar, dintr-un vas mare, ce e în paharul acela și ai scos, este și ce a rămas acolo. Aceeași apă, cu aceeași compoziție chimică. Observați cum se pronunță femeia asta? Ea a dat startul, pentru că cei mai tari dă startul, nu cei mai slabi. Cei mai bătrâni dau startul, nu cei mai tineri. Haideți să ne mutăm la capitolul, același capitol, versetul 20. Sau, haideți să rămânem în contextul cuvântului fică, capitolul 3, versetul 1. Scuze. Capitolul 3, versetul 1. Soacra sa Naomi, știți cine a scris cartea 1 Samuel, știți cine a scris cartea Rut? Toți teologii spun că Samuel. Nu Naomi a scris soacră, Samuel a scris soacră. Cu el trebuie să stăm de vorbă și să îi explicăm predica asta. Uitați ce zice Biblia. Soacra sa Naomi a zis: fica mea, din nou fica mea. Haideți să mai citim încă un verset. Să citim versetul 16 din același capitol. Tu ești fica mea? Haideți să citim și versetul 18. Fii liniștită, fica mea. Și mai este un verset, dar nu vreau să o întind prea mult cu treaba asta. Observați, n-a fost un accident că Naomi i-a zis fica mea lui Rut, ci pur și simplu așa i-a zis tot timpul. Părerea mea personală, asta nu scrie în Biblie. Și să mă iertați că îndrăznesc să vă spun și părerea mea. Nu-i teologic, nu e retoric ce vă spun, ar trebui să spun numai ce scrie Biblia, dar să mă iertați că spun și ce cred eu, doar acum, într-o mică paranteză. Părerea mea este că Naomi intenționat a vorbit așa ca să fie mângâietoare pentru femeia asta tânără, văduva asta tânără. Era o văduvă tânără, i s-a frânt visul. I-a murit omul de tânără și femeia asta în vârstă, cu înțelepciune, cu scaun la cap, a încercat prin toate mijloacele să o încurajeze, să aibă o atmosferă plăcută cu ea și cuvintele ei să fie dulci și mângâietoare. A încercat să o câștige, să-i câștige prietenia. Ele au fost două prietene, nu doar soacră și noră. Nu prea se vorbește în Scriptură, în cartea lui Rut, despre statutul de soacră și noră. Se vorbește despre două prietene, una în vârstă și una tânără. N-aș vrea să insist asupra la treaba asta. De cinci ori în cartea Rut, Naomi îi spune lui Rut, fica mea. De cinci ori. Haideți să ne uităm puțin la caracteristicile lui Rut. Caracteristicile vieții lui Rut. Și o să începem cu ceea ce este reflectat în celebrele versete pe care deja le-am citit, capitolul 1, versetele 16 și 17. Capitolul 1, versetele 16 și 17. Cum ați numit dumneavoastră ce vreau eu să numesc când veți citi versetul 16? Nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Și asta se numește loialitate. Fata, femeia aceasta tânără, face un angajament de loialitate cu soacra ei și îi spune: mamă, tu ești în vârstă, tu vei deveni din ce în ce mai neputincioasă, tu ai avut doi băieți și au murit, ai avut și un soț și a murit, ai rămas singură, mamă, o să ajungi să ai nevoie de ajutor și nu mai ai pe nimeni. Mie mi-a vorbit Dumnezeu și mi-a spus să stau cu tine până când tu mori. O să mă ai lângă tine atât cât vei trăi, o să fiu loială, o să fiu alături de tine. Și nu o să te țin în țara mea ca să nu te simți bine. Eu sunt tânără și sunt puternică, voi veni eu în țara ta. Nu te voi chema pe tine la poporul meu, unde nu știi limba și nu știi cum să te descurci. O să vin eu cu tine la poporul tău. Nu te voi chema la Dumnezeul meu să te închin la lemnul ăla la care s-a închinat tata și mama. Nu, o să mă închin eu la Dumnezeul tău. O să pronunți un angajament de loialitate.
față de tine ca ființă, față de religia ta, față de Dumnezeul tău, față de poporul tău și față de cultura ta. Prin asta o să-ți demonstrezi loialitatea. Toată loialitatea pe care i-am datorat-o fiului tău și a murit, soțul meu, o să o transfer spre tine. Nu sunt sigur dacă un bărbat ar putea să cedeze atât de mult și să dovedească o slugărnicie de genul acesta atât de intensă, pur și simplu să-ți neglijezi viitorul tău, să te neglijezi pe tine și perspectiva recăsătoriei tale ca să îngrijești de o bătrână care ți este doar o soacră. Loialitate. Vedeți ce înseamnă pocăință? Vedeți ce statut, ce gândire, ce mentalitate, ce percepție au avut oamenii care au primit onoarea să fie pomeniți în Cartea Sfântă? 110 miliarde de oameni au trăit până astăzi pe fața Pământului, se apreciază, dar în Scriptură sunt doar câțiva. Observați cum și-au făcut loc să intre în Scriptură. Unii nu-și mai suportă mama care le-a dat viața, a stat în burta ei 9 luni de zile și nu o suferă pentru că i-a dat pământul fratiso. Și ei vin la biserică și se închină. Oameni dragi, să nu redefinim pocăința. Pocăința înseamnă să te lepezi de tine. Înseamnă să iubești pe oamenii nesuferiți, nu pe prieteni, că pe prieteni îl iubește și diavolul. Să fii un creștin înseamnă să fii un om de-a dreptul special, ca și cum ai venit din altă lume. Un om milos, plin de bunătate și de dragoste, un om tolerant, un om încet la mânie, un om prietenos, un om accesibil. Nu un țepos ca un arici. Disponibilitate. Am timp să stau cu tine până mori, mamă. Dacă Naomi mai trăia încă 20 de ani, Ruth făcea vreo 40-50. Să zicem că s-a căsătorit la 15-20, a petrecut acolo încă 10. Dacă mai trăia vreo 20 de ani, aproape că era și ea acolo. Și ea își manifestă disponibilitatea. De parcă un weekend se duce cu Naomi să o ducă acasă. Un weekend, puteți să dați un weekend? Mă gândesc că da. Da, 20 de ani. Aproape că noi nici nu putem să intrăm cu mintea în istoria acestei femei. Disponibilitate. Loialitate și disponibilitate. Ascultați-mă, aleșilor. Atunci când vom avea dragoste față de cineva, vom deveni loial. Dragostea înseamnă loialitate. Loialitate. Loialitate în prietenie. Fetelor, fiți loiale unele cu altele. Nu vă mai bârfiți una pe alta pentru băieți, pentru poșete și pentru nu mai știu ce. Băieți, fiți loiali, dezvoltați-vă caracterul, să fiți niște bărbați puternici, nu niște flecari din ăștia care sunt 10 la 5 cenți. Dezvoltați loialitatea, fiți oameni de cuvânt, fiți oameni serioși, fiți oameni integri. Altfel, ce să căutați aici? Că aici nu există distracție. Aici există o școală a sfințirii, o școală a îndumnezeirii, o școală a disponibilizării pentru Dumnezeu. Fata asta, femeia asta tânără, a fost disponibilă pentru soacra ei și a spus: am să stau cu tine cât mai trăiești tu, dar de viața ta, viața mea o închin lui Dumnezeu, dar o închin lui Dumnezeu când o să te slujesc pe tine. Eu n-am știut câțiva ani buni din cei 40 de ani de căsătorie că eu trebuie să o slujesc pe Carmen și pe copiii mei. Eu am crezut că trebuie să slujesc doar biserica. Nu, eu trebuie să-mi slujesc soția. Eu trebuie să-mi slujesc soția, indiferent de condiția ei, de nevoile ei și de situația în care se află. Eu trebuie să-mi slujesc soția, acolo iau eu notă maximă, nu aici. Aici e ușor, aici e mai simplu. Pentru că oamenii care sunt capabili să-ți facă cele mai mari răni sunt oamenii care te iubesc și pe care iubești.
Cu cât ești mai detașat emoțional de o persoană, cu atât mai puțin te interesează ce spune el sau ea. Ce spune un străin, I don't care, spunem noi. Dar ce spun cei cu care ai o legătură emoțională, cu care ai o prietenie, cum spunem noi? Bă, nu pot să înțeleg cât bine i-am făcut eu. Iată dar ce ne deranjează. Nu că ne-a făcut ce ne-a făcut, ci că ne-a făcut ce ne-a făcut după ce i-am făcut bine. Nu putem să înțelegem cum a putut să neglijeze binele, măcar dacă nu ne făcea nici rău, nici bine, dar ne-a făcut rău după ce i-am făcut bine. Frații mei, loialitate înseamnă și disponibilitate înseamnă să ne slujim pe cei din casă, să-i slujim. A iubi e o slujbă. Și dacă nu mai ai emoții, nu-i nicio problemă, slujește-ți nevasta și bărbatul. Slujește-ți bărbatul și fii supusă. Dacă nu ești supus, am înțeles, asta e nota la pocăință. Supunerea în Geneza este o formă de pedeapsă. E pedeapsa pentru că a mâncat din fructul oprit, pentru femei. Iar munca e pedeapsa pentru bărbați că au mâncat din fructul oprit. Ambele sunt pedepse pentru păcatul inițial. Citiți în Scriptură doar. Haideți să ne uităm un pic mai departe. Hărnicie. Capitolul 2, versetul 10. Îmi mănânci timpul de predică. Atunci ea s-a aruncat cu fața la pământ și i-a zis: cum am căpătat eu trecere înaintea ta ca să te îngrijești de mine, o străină? Priviți la umilință. Priviți câtă umilință. Cum vorbește ea cu Boaz. Cum se auto-inferiorizează. Cum își pune în evidență condiția de inferioritate. Eu sunt o străină aici. Nu l-a lăsat pe el să spună asta, a spus-o ea, că dacă o spunea el, ea se simțea umilită. Atunci a spus-o ea că nu se simte umilită cu ce spunea. Și încă ceva, versetul 13 din același capitol. O să capă trecere înaintea ta, Domnul meu, că tu m-ai mângâia și vorbele tale au mers la inima slujnicei tale. Atenție, totuși eu nu sunt nici măcar la nivelul slujnicelor tale. Cea care mâine îi va deveni soție, astăzi a zis, nu sunt la nivelul slujnicelor tale. Modestia asta l-a uns la inimă pe Boaz. Decât să-ți iei o nevastă din asta cu care te lupți toată viața, uitați-vă ce atitudine de blândețe, de înțelepciune, de loialitate, de modestie. Eu nu-s nici măcar ca slujnicele tale. Aici n-a fost o ipocrizie a unei femei șmechere care s-a băgat pe lângă inima acestui om bogat. Nu, nu, nu. Cartea întreagă vorbește despre măreția caracterului ei. Loialitate, disponibilitate, hărnicie, umilință și bună reputație. Haideți să ne uităm un pic la capitolul 2, versetul 11. 2 cu 11. Boaz i-a răspuns: mi s-a spus tot ce ai făcut pentru soacra ta. Mi s-a spus. Știați că tot ce facem noi este văzut de cineva și acela spune? Știați treaba asta? Mă gândesc că știați. Uitați că de 3000 de ani se face același lucru. Întâmplarea asta este pe vremea judecătorilor. Pe vremea judecătorilor, adică înainte de începutul monarhiei. Asta înseamnă cam cu 1000 de ani înainte de Hristos și cu 3000 de ani înainte de noi. Atunci s-a întâmplat treaba asta. Și uitați-vă la Boaz ce spune despre femeia asta. El spune ce a auzit. Și spune: am auzit cum te-ai purtat tu cu soacra ta după ce a murit bărbatul tău și cum l-ai părăsit pe taică-to și pe maică-ta și țara în care te-ai născut ca să mergi la un popor care nu-i poporul tău, nu-l cunoșteai. Și versetul 12, vă rog. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie deplină din partea Domnului Dumnezeului lui Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăpostești. Dar cum, măi, Boasca asta e moabită, ce caută ea aici? Că ea n-are voie să apară în peisaj. Da, să se așeze sub aripile Dumnezeului lui Israel. Omenia îți dă drepturi pe care nu ai drepturi să le ai. N-ai dreptul să le ai. Pocăința
îți dă acces la ce n-ai acces în mod normal. Umilința, sfințenia te duce unde n-ai fi ajuns niciodată cu toți banii și cu tot profesionalismul din lumea asta. Când Dumnezeu îți deschide drumurile, îți depășești condiția. Femeia asta n-avea voie să se închine împreună cu evrei. Moabita n-avea ce să caute cu ei. Și dintr-o dată, toți oamenii parcă au uitat că e moabită. De ce? Pentru că moabita asta s-a purtat mai bine decât o evreică. Ce femeie! Ce femeie! Însă la fel de mult și-a depășit caracterul și Naomi. Haideți să ne mai uităm la ceva și să plecăm de aici. 1:17. Îl știm, l-am citit. Aici e vorba de devotament. Unde vei muri tu, voi muri și eu. Facă în Domnul ce-o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Devotată, consacrată. Consacrată. Mă întreb, ce fel de femeie a fost asta? Era în raport cu soacra, nu cu mama ei. Câtă blândețe, câtă disponibilitate, câtă finețe, câtă eleganță, ce suflet bun și dulce. Vedeți că în lumea asta există oameni speciali? Fete și băieți, căutați oameni de genul ăsta. Nu mai alergați după fete care își arată picioarele, alea nu serioase, mă băieți. Dacă fetele alea ar fi serioase, nu v-ar arăta picioarele, v-ar arăta mintea, nu picioarele, că picioare au toți oamenii. Și bandiții au picioare, și teroriștii au picioare, și mafioții au picioare, dar minte n-au. Mă băieți, uitați-vă după fete cu minte, mă fetelor, uitați-vă după băieți cu discernământ. Că voi nu știți ce urmează după nuntă dacă nu vă uitați după lucrurile astea. Marea problemă e că o să știți, dar când o să aflați o să fie prea târziu. Băgați de seamă. Care au fost pașii restaurării lui Rut? În primul rând, și-a ales un sfătuitor înțelept. Naomi i-a zis. De 4 ori în carte se menționează Naomi i-a zis. Naomi i-a zis și ea a făcut. Naomi i-a zis și ea a făcut. A avut încredere în Naomi. A văzut că bătrâna gândește bine. Și n-a mai contat vârsta. Și i-a spus, eu trebuie să ascult sfaturile la femeia asta, că sfaturile ei mă duce spre bine. Căutați-vă astfel de oameni, înconjurați-vă cu astfel de oameni, nu mai primiți miștocari în jurul vostru care vă distrează. Ascultați-mă, înconjurați-vă cu oameni maturi, oameni de calitate, oameni care vă inspiră spre rugăciune, spre pocăință, că după ce că n-avem multă, prietenii din jurul nostru, noi ia și pe aia. Doi, a făcut de fiecare dată ce a știut mai bine că trebuie făcut. Ea s-a ținut de slugile lui Boaz. Știți ce i-a spus Naomi? Să nu te duci după altcineva, stai cu slugile lui Boaz, pentru că Boaz e un businessman influent și dacă stai cu el, el n-o să zică nimic că e rudă cu mine și are inimă bună. Nu i-a spus că este necăsătorit, bătrâna nu i-a spus. Știți de ce? Ca nu cumva să fie motivată de treaba asta. A vrut să o lase să fie motivată de lucruri serioase, nu de recăsătorie. Bătrâna a fost grozav de înțeleaptă, o femeie cinstită și sfântă. 3. Rut și-a rezolvat problemele trecutului. Rut 3:3. Știți ce i-a spus Naomi? Du-te și spală-te și unge-te. Termină cu trecutul. Termină cu mizeria, spală-te, aranjează-te, pregătește-te pentru viitor. Rezolvă-ți problemele trecutului, pune mâna și te spală. 4. A căutat întotdeauna timpul potrivit. Știți ce i-a spus Naomi lui Rut? Pogoară-te în arie. Du-te la locul potrivit. În arie va veni Boaz. Tu trebuie să fii acolo împreună cu secerătorii lui. Și ultimul lucru închei. A căutat nu doar locul potrivit, a căutat și timpul potrivit. El are să vânture noaptea orzul. Să nu te faci cunoscută până când nu va termina de mâncat și de băut. Mai țineți minte îndemnurile noastre cu privire la mâncare și la băutură pentru un bărbat? Surorilor,
Toată lumea știe asta, toate surorile știu asta, așa că nu mai are rost să repet. Vă rog frumos să-i dați să mănânce până se satură și să-i dați de băut. Nu înțelegeți alcool, sigur că nu mă refer la asta. Dați-i să mănânce și să bea. Pentru bărbat este mult mai valoroasă mâncarea decât pentru o femeie. Toți oamenii mănâncă, dar bărbații mănâncă într-un alt fel. Dați-le să mănânce. Că nu se întâmplă nimic 15 minute când mănâncă. E numai o problemă de înțelepciune, e numai o problemă de tact. Dar nu-i frumos să vă țin peste program, că este ziua mamei și dumneavoastră aștepta să mergeți cu familia la restaurant și eu deja v-am mâncat 5 minute. Aș vrea să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm. Vă rog, gândiți-vă la lucrurile astea și acceptați faptul că familia noastră este așa cum o facem noi. Surorilor, faceți din familia dumneavoastră o familie mai frumoasă. Faceți din copiii dumneavoastră niște copii mai educați, mai încurajați, mai mângâiați, mai pupați. Pupați-i pe unde? Prindeți-i pupații. Pupați-i, pupați-i, pupați-i. Și în culcare și în sculare. O să ziceți, nu că se răsfață, ascultați-mă, nu se răsfață de treaba asta. Pupați-i, îmbrățișați-i, puneți-le mâna pe cap și binecuvântați-i, vorbiți-i de bine, spuneți-i, ești un deștept. O să fii un deștept și jumătate, ești cel mai bun din clasă. Sunt destui care îi spun că sunt proști. Iertați-mi expresia. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Dumnezeu să ne asculte rugăciunea.